ziua, sunt Mara Răducanu și vă spun bine ați venit la interviurile Gândul Exclusiv. Astăzi îl am în studioul Gându și mulțumesc că este aici un invitat care pe mine mă inspiră. O bucurie de om, o bucurie de invitat și o plăcere să discuți de fiecare dată cu domnul Ovidiu Lipan Țăntărică. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să acceptați invitația mea. Cu mare drag, Mara, cu mare, mare drag am venit să... Domnul Țăntărică, m-am gândit cum să încep un interviu cu Ovidiu Lipan Țăntărică. Ați dat atâtea interviuri, ați răspuns la atâtea întrebări. Și astăzi, așteptându-vă să ajungeți la noi, la Gându, mă gândeam așa, spre ce tot fugim, domnul Țăntărică? Ce căutăm? Păi, unde vrem să ajungem? Că e atâta goană, atâta muncă. Da, încercăm să ieșim din sensul giratoriu, fiecare cum poate. Ne cam învârtim în jurul cozii. Iar eu sper să cam reușit să mă perpetuez de fiecare dată cu forțe proprii, cu meditație, cu resetări de fiecare dată, să fii up to date și este foarte greu, din ce în ce mai greu. Trăim o perioadă de tranziție, bulversare totală, nesiguranță, nisip mișcător, toată lumea nu știe de ce să agațe. Este imprevizibilul ăsta care dimineața exact. E o știre, la prânz e cu totul altceva, exact. Seara e altceva. O lume parcă se desfășoară așa prea rapid, într-o continuă schimbare. Se întâmplă lucruri care, pe care nu le poți... Nici nu poți să le prevezi. Exact, exact. Iar eu anticipez. Sunt un tip care încerc de fiecare dată cu liniște, cu echilibrarea energetică, cu regăsirea de sine. Sunt foarte importante momente de genul ăsta. Să poți să transmiți în univers și să primești înapoi un răspuns, o stare care să te... să vezi cumva puțin în viitor, să poți să... Exact. Să accentuezi cam cum se întâmplă lucrurile. Sigur, trebuie să știi să și discerni, că sunt foarte multe informații care te bulversează și e foarte greu. Totul e legat de mamona care a câștigat. Totul e cu bani. Și cred că ar trebui cu mai mult suflet. Așa este. În momentul în care, când acolo rămân, noi rămânem într-adevăr într-o energie, o lumină, o formă de a transmite prin sinceritate, toate elementele astea încet, încet au dispărut. Iese mizeria la suprafață, iese nebunia. Niște provocări. Tocmai din cauza asta, exact. Că oamenii nu-și găsesc liniștea. Și sigur, devine egoismul, tot ce e mai rău începe să ia, iese la suprafață. Și asta e un lucru care dacă nu știm și nu-l anticipăm și nu-l gândim să putem totuși crea o unitate... Trăim o lume a dezbinării sau a solidarității? Că se tot vorbește despre aceste două concepte. Haideți să fim solidari, haideți să luăm atitudine atunci când ceva nu ne place. Cum vedeți lumea de astăzi? Și mai voiam să vă întreb ceva, ca să pornim, să plecăm în discuția noastră. Cum era Ovidiu Lipan Țăntărică acum câțiva ani și cum s-a transformat și cum este acum? Care sunt reperele lumii care v-au transformat? Pentru că sunteți un reper în muzică, atâtea generații vă îndrăgesc, atâtor oameni le face plăcere să discute despre dumneavoastră, despre muzica dumneavoastră, despre povestea dumneavoastră. Da, cum simțiți da, lumea asta. De astăzi? Sigur că primesc feedback neașteptat, oameni care spun la un moment dat, m-am venit cu cineva, o doctoriță care e cu soțul, tot la... Că a văzut concertul meu de la Iași din anii 70 cu Roșu și Negru, la filarmonică. A fost unul din primele concerte rock simfonic cu Nancy Brandes, cu echipa de atunci. Și că i-am lăsat, i-am băgat pe geam la concert să intre studenți, n-aveau bani, era o gașcă întreagă. Care... Depinde ce lași în urma ta și nu numai prin muzică. Un artist e o complexitate.
modul cum interacționez cu oamenii și cu ce faci în viață. Și eu cred că dacă sunt lucruri care se pot educa, sigur, dar trebuie cumva și educația 7 ani de acasă. Contează foarte mult educația de familie și dorința de a asimila, de a fi printre oameni, de a fi conștient de spațiu și timpul în care trăiești, să înveți să asculți, să înveți. Și la un moment dat, sigur că procesezi când e nevoie, pac, iese ceva care să-ți fie confortabil într-o discuție. Diplomația joacă un rol foarte important, mai ales acum în vremurile astea în care trebuie să fii concilianță, să te apropii. E un moment în care relativismul e atât de... Trebuie să fii foarte atent că în fața e fierbinte, în coadă rece și la mijloc călduț. Depinde cum iei lucrurile. Sunt foarte multe adevăruri și foarte multe minciuni, are foarte multe fețe. Și de asta trebuie cumva să ne regăsim, regăsirea de sine și să lăsăm și sufletul să vorbească. Că eu cred că aici, dacă nu există o legătură puternică între minte și suflet, mintea care îți joacă farse de fiecare dată și îți transmite și îți provoacă anumite stări, dacă ești optimist, dacă ești un tip pozitiv, altruist și ajuți, ridici în sus pe fiecare de lângă tine și încerci să-l stimulezi pozitiv, cred că asta e un lucru care îți deschide o altă perspectivă asupra vieții. Trebuie să ai experiență de viață? Asta vine cu timpul, trebuie să treacă un timp ca să ajungi probabil la o astfel de gândire, de maturitate. Mulți o au și născută. Și în timp, ea, sigur, ajungi la un nivel de percepție în care poți să-ți permiți să vezi lumea din punctul tău de vedere. Da. Exact. Domnul Țăndărică, care sunt cele 3 momente din viața dumneavoastră care v-au marcat, de care vă amintiți și pe care le-ați povestit așa pentru întotdeauna? Foarte important a fost viteza întâi. Eu, dacă nu eram promovat de Nancy Brandes și eu cântam deja la 13 ani, cu o formație la Iași, Club 69, Cristal, în sfârșit Dragonii. Aveam 13 ani și cântam cu unii din colegii mei după aceea la Roșu și Negru. Deși, scuzați-mă că vă întrerup, știu că tatăl dumneavoastră vă voia medic. Da. Ați trecut peste asta și uite că muzica a fost calea, a fost drumul. Veneam cu o tobiță de la Negrusim, la mine, că eram foarte aproape de liceu. Și, ce faci tobița? Du-te la școală. Eu cu muzică eram... Și mergeam la Institutul Pedagogic, era peste drum de Costache Negruse de liceu, și acolo repetam. Și mai mergeam la o oră la școală, o oră eram la repetiție, și mai cântam cu acordeonul la serbări și uite așa, cu corul, cu dansurile și hai, am trecut prin... Asta nu înseamnă că n-am fost interesat de... Am avut un profesor foarte bun la matematică, diriginte Tărăsucă, care când nu știam și chiuleam mult, că repetam, cântam, deja eram într-o altă lume. Exact. Foarte, foarte preocupat de ceea ce fac și dorința asta de a face performanță. Dar a simțit de atunci că ăsta este drumul? Că muzica drumul? Da, am fost cumva. Sigur, tobele m-au ales de când m-am născut. Am învățat să merg în tobe prin casă, bunicul meu fiind percuționist. Și a fost inevitabil să nu existe... Da, legătura asta. Bine, am făcut și clarinet, am intrat la școala de muzică la 6 ani cu vioara, nu mi-a plăcut, în sfârșit, am spart vioara pe scări. De ce? Nu m-am conectat cu vioara, ca să vezi, care e un instrument senzațional și nu eram atât de evoluat. Și am zis să dau un tobe și asta era... Aveam și o independență de mâini și picioare și a funcționat. De asta spun că trebuie să te și naști cu talentul ăsta, să ți se dea cumva și pentru asta sunt veșnic recunoscător. Las divinitatea, las pe Dumnezeu să lucreze de fiecare dată când îmi propun ceva
Și dacă nu iese, nu trebuia să iasă. E spre așa binele e. Meu, știi? Adică. Corect. Dar asta multe lucruri, sigur că nu-ți bagă în traistă. Trebuie să le propui, să fii tenace, să vrei și în momentul ăla, dacă lucrezi și lucrează pentru tine în favoarea ta, ai binecuvântare la ceea ce ți-ai, ies lucrurile atât de bine încât nu poți să-ți imaginezi. Și asta pe mine mă... E o revelație cumva, să lași divinitatea să lucreze. Cum a continuat drumul dumneavoastră în muzică? Să trecem puțin așa... Al doilea element, așa? Sigur, a fost așa, cu Nancy Brandes, când am început să cântăm Roșu și Negru, aranjamente foarte sofisticate. A fost un fenomen atunci cu Roșu Repetam și Negru. Repetam cu el, el a văzut în mine o lumină, ceva, un talent deosebit. Și asta a fost prima viteză, că e foarte important. Dacă n-ai pe cineva care să te susțină și să vadă în tine ceva care l-a fascinat și pe el. Și atunci am repetat cu două tome mari, cu tehnică, cu astea, am festivalurile arhitecturii 69-70, Sala Palatului. Și am cântat cu Roșu și Negru câțiva ani buni. S-a legat și o prietenie foarte puternică între mine și Nancy și acum am rămas prieteni și ne vizităm în Israel, el vine în România, în sfârșit. Am avut și un concert de curând la Iași împreună. Ăsta a fost unul din momentele importante, într-adevăr. Dacă nu era să fac asta, mă punea pe afiș, eram primul, făceam solouri de tobe, copilul care, da, și pe undeva... Să te pună în valoare un om și să vadă talent și eram așa de bine pe muzica, pe jazz rock-ul ăla care îl cântam noi, progresiv, sigur, cu suflători, totul profesionist și, da, în sfârșit, pomenesc totdeauna în perioada de maestru Sabin Păuța, care făceam contrapunct, percuții cu polimetrie, poliritmie, cu... În sfârșit, astea m-au ajutat toate astea. Astea fac parte din nucleul ăsta muzical care în timp se coace și ia o altă formă, de unde și am început să compun muzică, niște poeme simfonice și tot datorită faptului că în perioada aceea am asimilat foarte mult. Al doilea a fost plecarea în boxe cu Phoenix, sigur. Plecarea în Germania. Celebra plecare în Germania. V-a schimbat viața, domnul Țăndărică? A fost un moment de nebunie? A fost un moment de curaj? Ce a fost? Cum a fost? Da, nu pot să-mi explic. Adică au fost niște întâmplări, cumva, că a fost cu binecuvântare. Altfel, noi nu eram aici acum. Dacă unul de noi tușea sau scotea un sunet în boxa aia, aveam o baionetă în ea. Și oricum, a fost un moment de... Dar ce v-ați spus? O lumină care ne-a petrecut tot drumul ăsta, în boxe, în fiecare graniță, România, nici Musca nu ieșea din țară în 77. V-a fost teamă în acele momente sau pur și simplu nu v-ați mai gândit la nimic? Am fost liber de tot, m-am eliberat de tot, eram foarte liniștit, toți care eram în boxe, și Yogi, și Erlen Krauser, și o femeie însărcinată care a născut în Germania. Deci vă dați seama, într-un microbuz, plin cu blânduri de lup ce avea Nicu, instrumentele, șunci, care era de fapt hrana noastră pe drum, și ne intram în boxe, ne băga, închidea boxele înainte de graniță și după graniță le iarăși așa. În Iugoslavia, dacă ne prindeau atunci, aveau înțelegere cu Ceaușescu și pentru un vagon de sare de persoană ne-ar fi dat rana. Risc total. Și în Germania, la graniță am intrat pe jos. Guten Morgen și am intrat. Aveam numai geanta cu hainele de scenă. Nu poți să-ți imaginezi ce călătorie inițiatică a fost asta, în 6 zile alea, sau de la agonie până la extaz. Am trăit practic niște momente... Practic, ați văzut moartea cu ochii, ca să zic așa, dacă s-ar fi întâmplat și cea mai mică... Noi eram spre lumină. Noi nu am avut niciun motiv să gândim negativ. Toți eram... Erați optimiști. Optimiști și spre lumină. Tot drumul a fost călăuzit de o lumină divină. Altfel nu pot să-mi imaginez. Este incredibil. Este o poveste care și acum mi se... E o poveste de film. De film, da. E o poveste de Oscar. Acolo cum am ajuns, sigur. Am avut totul. Nicu se ocupase. Am avut bungalow, o casă cu 6-7 camere, cu băi, cu sală de repetiție, cu grădină, mobilat, cu tot ce... Na. Dar n-a funcționat cum ar fi trebuit, știi, toată povestea, că muzica noastră, Transilvania, Dracula, eram și în 77, cam atât perioada lor, a noastră, a tuturor de după război, 30 de ani, cum suntem de după Revoluție. Imaginează-ți
neamțul care îți deschide, vede niște pletoși, nu exista shawarma și astea, pizze. Era mâncare burgerlich deutsch, știi, mâncare germană. Și era altă situație atunci, încă nu erau deschise spre globalizare, spre fiecare străină. Dar ne-am acomodat foarte bine, am învățat, mai vorbeam și de acasă puțin partea lui tata germană. Și ne-am integrat. Era greu, a fost greu pentru un artist în plină ascensiune, cum erați dumneavoastră atunci, fenomenul Phoenix. Erați adorați, erați adulați să lăsați acasă, să lăsați aici în România tot acest bagaj de oameni, de succes. Aia a fost marea tristețe, nu de succes, pentru că noi am plecat în plină glorie când am pe stadioane. Și, să fii conștient că nu o să-ți mai vezi prietenii, să trăiești o viață până la urmă, că nimeni nu ar fi crezut că după 13 ani în 90 o să am posibilitatea să mă reîntorc în România. Corect, vremurile erau destul de sombre. Și noi aveam în spatele capului tot timpul că asta a fost. E un capitol încheiat și nu o să ne mai vedem părinții, eu, bunica, bunicii, prietenii. Asta a fost cea mare durere de zi cu zi. Că să trăiești cu sindromul ăsta. Chiar de multe ori am spus, am trăit într-o închisoare spirituală în libertate. Da. Stai seama și până te acomodezi, până încep, noi eram numai între noi. Că... Na, dar, sigur, nu a funcționat și fiecare, eu de la început, că am dat un examen, fiecare a dat un examen, că aveam numai biletul de tramvai, puteai să spui că ești aviator. Exact. Și ar fi vrut să știe exact să te încadreze în ceva. Că... Am dat un examen la Düsseldorf și mi-au dat o categorie mare, 6.000 de mărci pe vremea aia, categoria 1. Și am primit și un ajutor social o perioadă mică până ne-am pus pe picioare. Dar după am început să vină din studio, Hamburg, Wilster, și mă luau cu mașina, inginer de sunet francez, inginer de sunet englez, vorbeam cu, din mâini cu toate alea. Și am imprimat cu niște, făceam niște imprimări super bune și de asta foarte repede și foarte, m-au reperat, au aflat că am venit din România, știau din... Ca să vezi ce a funcționat totuși, dintr-un bloc cu cortina de fier, nu ieșeau nicio informație. Dar imediat am intrat, m-au început să mă caute să... și am avut șansa asta după aceea. Și stăteam mult prin studio și îmi câștigam existența. Dar vă lipsea nebunia și frumusețea vremurilor din România, măi, concertele, prima oamenii... dată, știi, ca să acoperi durerea asta, am savurat de fiecare dată când puteam să fac muzică și făceam ceea ce știu eu să fac și îmi plăcea. Am cântat, aveam un big band, am acompaniat Gilbert Becot, ultimul turneu în Germania, înainte cu Rated X, o formație germană am făcut. Cântam festivaluri mari, Roskilde, Holborg, veneau Van Halen, Nina Hagen, astea, Jan Ackermann, au fost evenimente importante. Plus de asta, ca să vezi, în activitatea mea, mai aveam și cântam cu un big band care acompaniam concursuri de dans sportive. Dansuri sportive, cu frac, cu asta, cu latino-american, cu standard, cu cum se face. Și eram foarte... Ritmul contează acolo, ei danseau fiecare minut pe astea și la săli mari de spectacol. Și așa am început să mă mișc. Mai cântam cu Phoenix, mai... Na. Ideea e că tot timpul am avut în spatele capului dorul ăsta de România și când am realizat că ne putem întoarce, după 90, Alexander, băiatul meu, s-a născut pe 30 noiembrie, eu în ianuarie eram cu două camioane de 40 ceva de tone spre Iași cu niște ajutoare, văzând la televizor copii cu sârmă în spitale, toată ce perioada aceea care ne-au terminat pe toți. Ei, în sfârșit, și încet, încet am tras spre România. Astea două capitole au fost foarte importante în viața. Pornirea, startul. Că dacă nu era să fie așa, eu nu ajungeam să fac muzică o viață întreagă, clar. Și atunci, sigur, că mă pierdeam pe drumul, intram în altele. Am încercat totuși să mă echilibrez și să fiu foarte, cu toată libertatea care mi-am permis-o, să fiu foarte pragmatic cu mine și să o educație de asta prusacă, să
la concertele le-am respectat, n-am lipsit odată, veneam cu ore înainte, repetiții. Tot timpul am ținut. Deci ați respectat niște lucruri. Am respectat ce mi s-a dat, știi, până la urmă. Cum era, domnul Țăndăric, România aceea care v-a făcut să plecați, deși erați în plină ascensiune? Știi cum e? La un moment dat, unora li se ia pictori, compozitori, li se ia harul. Eu cred că am făcut un pas important pentru mine, pentru viața mea până la urmă și pentru aceia care au dorit să mai asculte din muzica. Totdeauna am încercat să fiu deschizător de drumuri și am putut eu cât am putut, am compus niște mai multe proiecte în care am compus muzică și am făcut proiecte care să rămână cumva. N-am luat neapărat piese să le reorchestrezi, să le cânte la... Sigur că pentru plăcerea publicului mai face asta, dar ați important să fiți inovator. Să deschizi niște drumuri și să lași ceva. Pare-se că totuși am o binecuvântare. Pasul care l-am făcut plecând din România, acea frumoasă, pentru că pentru mine a fost România, de asta mi-a rămas mult în suflet și de asta trăiesc în România. M-am reîntors în 99 cu Visul Toboșarului, am prezentat la Opera Română, pe care nu știam aici locul, nu mai știam Bucureștiul, până m-am acomodat, până iau de la zero. Dar senzația mea a fost că oamenii care îi întâlneau mi-au lăsat așa senzația că eu n-am lipsit de aici toți anii aia. Ați întâlnit de data asta aerul ăla de libertate care v-a lipsit când ați plecat în Germania? Niciun caz. Nu. Ăla a fost o libertate, cum spuneam, o închisoare spirituală. Eram între două lumi. Cu toate că încercam să mă adaptez, să mă acomodez acolo, savuram că aveam, cântam, făceam ce-mi plăcea mie, dar îmi lipsea România foarte mult și aia a deschis un canal de creație incredibil. Ăla a fost momentul când am fost jos, cum să spun, de unde un artist începe să se... este hrana aceea de creație. Și m-am întors, când am făcut cu Fanfara din 10 prăjini, am început să intru în folclor, piesa Margareta, care am lansat-o cu ei, cu clipuri, am intrat în emulația asta culturală, muzicală românească și Stelu Enache, cu muzică românească, am aprofundat cultura macedo-românilor, care e o mișcare puternică, exact. Și au o cultură și o forță și o... sunt niște oameni extraordinari și am rămas prieteni de cât de 20 ceva de ani cu Stelu Enache, care are și o voce specială și n-a făcut altceva decât să cântăm împreună și proiectele care le-am făcut, le-am făcut împreună. Și cu maestru Zamfir și cu Grigore Leșe, făceam concerte, aveam 100 de oameni, au avut o dată la sala Palatului concert, dar am făcut un concert pro Europa și asta, după aceea Balkan Explosion, cu 30 de oameni pe scenă, cu diferite instrumentari, cu ud din Egipt, cu percuționiști din Bolivia, din Uganda, din celiștii, de Naidin, atunci a început să... Deci o călătorie muzicală de excepție, da, și care v-a oferit mulți, foarte mulți am multe. Promovat artiști, am fost împreună cu muzicieni români în foarte multe concerte în străinătate și am promovat cultura, spiritualitatea și muzica românească cu Marius Mihalache, iarăși foarte mult, eram într-o formulă inedită de... Mi-a făcut mare plăcere turneul ăla cu... mă cheamă, cu cântăreață foarte bună de jazz, n-am mai vorbit de mult, Teodora Enache. Foarte bună, foarte tare a fost în momentul ăla. Țambalul pentru americani și cu tobe, cum cântam noi, și percuționist și bas, atât o formulă mică. Și Teodora a fost, ții minte, la Columbia University, la New York, arhiplin, că acolo în New York, îți dai seama, este o mie și una de... Acolo ei veneau să-și dea doctoratul și erau, vorbeau toate limbile pământului. Și să fie, mi-a spus directorul clubului ăla, mi-a spus, domnule, așa plin clubul ăsta nu l-am mai... Nu auzeai nici musca. Stăteau, erau așa de pătrunși, cum energia și
transmisia asta noastră care... Da, și a fost un turneu care l-am făcut în America, cam toată America, Los Angeles, San Francisco, Seattle, New York, Boston, Chicago. Wow. În sfârșit, am umblat de... După care am făcut Mexic, Mexico City, am stat de ziua Săptămâna Morților, am avut concert la Palatul Prezidențial acolo și în Panama, 100 de ani în canalul Panama. Au fost multe evenimente și, clar, sigur, la Bruxelles, la Londra, la Paris. Na, și cu artiști români. Am vrut să promovați și să... Da. Acum, sigur, fie mulți dintre ei și-au găsit drumul, fiecare pe tronsonul lui. Mă bucur foarte mult că am avut forma asta de a dărui ceva care aici în România a lipsit și lipsește în continuare. Lumea se trage în jos. E tiramisu, nu tiramisu, știi? nu știu de ce, chiar fără motiv, numai să tragă pe celălalt în jos sau să vorbească urât. Sau dar de ce credeți că se întâmplă asta? E în gena noastră așa? Sau, pentru că până la urmă avem... Hai acum avem, să fim serioși. Nu, am sub și noi la lupoaică. E, nu e că am fi noi... suntem foarte talentați și avem o viziune foarte... știm să ne pliem și să... Da, dar știi cum e aia? Când ai plecat, ce face? Începe. E o bârfă de asta care a devenit ceva foarte... un mod de a trăi salon, până la urmă. Așa. Da, da, da. Asta. În sfârșit, eu cred că ar trebui mai multă unitate și să fim mult mai pragmatici și mai serioși în domeniul ăsta de a ne regăsi pe noi înșine. Egoismul, cum spuneam la început, și răutatea, sigur, e creată. Totul este creat. Dacă știm să ne îndepărtăm de lucrurile astea și să creăm o altă simțire și să privim lumea nu ca și capul de locuitor 5,5 oțel crescut pe an, să avem o altă viziune de ansamblu, cred că ne-ar ajuta foarte mult. Cu toate că, vrei să spun ceva, nimeni nu știe nimic și toată lumea știe de toate. Știe de toate. Aici ați sintetizat esența unei discuții, unei alte discuții. Da, da. Așa este, cred că ar fi bine dacă ne-am canalizat fiecare pe domeniul pe care știm să-l facem. Da. Cine știe muzică să facă muzică, cine știe medicină să facă medicină și tot așa. Măi, dar cine știe? Până la urmă, și acolo, e atât de relativ, că nu poți să spui, ăla e foarte bun, ăla e cel mai bun, ăla e... Fiecare pe segmentul lui și pe transmisia lui. E o energie, ceva care impresionează, fără să-ți dai seama. Coloana șarpelui, ajung chiar și la Iliade, există un magnetism care fascinează. Așa este. Până la urmă, este inexplicabil. Poți să asculți o melodie Kleiderman și să plângi. Și asculți niște tehnicieni și o muzică și pleci. Depinde de stare, de transmisie, de ce vrei să asculți. Și de să spun, și foarte multă educație cu muzică clasică, operă, o muzică de încărcare spirituală, o muzică de înălțare spirituală. Avem nevoie de lucrurile astea. Uite, ați ajuns foarte bine la un tramvai numit, nu dorința, spune eu, numit muzică. Ce este muzica bună, domnul Țăndărică? Ce înseamnă? Cum se traduce sintagma asta deci de muzică bună? Deci am dat bună? Cumva un răspuns. Exact, așa este în continuare. Ține de fiecare... transmisie, o energie, o... De până la urmă... Vedeți, s-a transformat într-un, cum spuneam, business. Bani mulți. Se mai face muzică bună astăzi? Mai avem artiști adevărați? Că sunt atâtea trupe care apar, atâtea muzicieni. Sunt tineri foarte talentați, tehnicieni buni, muzicieni. Nu trebuie să știi ca la teatru, ci că cum erau ăia, nu o să mai fie. Nu. Trebuie să credem în generațiile care vin. Sunt tineri foarte talentați și trebuie să li se dau o șansă. Să încearcă mulți și repetă foarte mult din plăcere,
că și performanța nu e ușoară. E adevărat. Dar și la, dacă găsești diferite șabloane care i-au aruncat pe față pe mulți alții și te iei după șablonul ăla, că de asta câteodată asculti radio și ai impresia că asculti aceeași melodie dimineața până seara. Deci există niște forme de orchestrație, șabloni cu sound-urile astea noi, clar, computerizate, se lucrează mult cu... Este important să faci o sinteză între... Dar, sigur, muzica s-a redus la o transmisie, ca orice, repede, consumabil, un fast food muzical de top. Trăim și ascult câteodată Radio Romantic sau trupe mai așa. Acum mi se par și trupele de rock foarte, foarte mari, care au făcut carieră mare. Melodiile frumoase, acum le aud altfel, le pătrund altfel și găsesc câtă... E atât, pe undeva e pueril, nu e mare lucru, e, știi? Și-au făcut ce înseamnă începuturile, știi? Începutul. Am trăit și anii 70, 60, 70, perioada Flower Power, când eu asta făceam, cântam și trăiam, da, pe deplin lucrul ăsta. Și a fost o revoluție culturală, planetară, tot ce înseamnă teatru, film, muzică, toate formațiile care au dăinuit în timp, foarte mulți dintre ei și acum fac turnee mondiale, da, adevărat. Incredibil. Și au 70, peste spre 80 de ani. Este incredibil. Exact. Da. Adică o performanță dusă la superlativ absolut. Asta pentru mine înseamnă, până la urmă, să o să fii, asta le spun tuturor, integritatea asta, să ne facem să o resetare singuri și să vedem cum suntem în sufletul nostru, să nu ne mai ridicăm așa, ne cocoțăm pe câte o din asta și zicem că, ce știu eu, influențăm universul. Este, când cobori de pe scenă, trebuie să fii foarte real, să fii tu, să fii printre oameni, să te încarci cu tot ce înseamnă energia asta umană, să poți să transmiți mai departe niște lucruri. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Și, adică mulți dintre artiști sunt staruri de dimineață până seara, adică oriunde ar fi, au... fiecare cu meteahna lui. Dar e și o chestie de bun simț în momentul în care, cum spuneam odată, și mi-a rămas în cap de la sala Palatului la un concert, să spărgeau geamuri. Lumea nebunită, solouri de tobe, săreau de Ceaușescu, își ținea cuvântările lui de... Și am zis, ia să ies eu, să ies prin public. M-am îmbrăcat repede, m-am schimbat și am ieșit prin fața scenei și am ieșit și să ies cu publicul. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Mă îngânteau, mă trimit la o parte, cu 10 minute înainte urlau, Țădăric! Și când am ieșit, nimeni nu m-a observat. Mă îngânteau, mă dau la o parte, ca să vezi că trebuie să ai totuși o decență. Arta și tot ce ți-e dat să faci este pe scenă. Acolo este momentul sacru în care se întâmplă acel fenomen de creație și de transmisie. În sfârșit... Există muncă multă în spatele unei performanțe? Da, într-o perioadă anume, da. Când te formezi, da. E nevoie de muncă și de niște sacrificii pe care trebuie să le foarte faci. Foarte mult. Dormeam cu capul pe bancă, aveam picioarele umflate și nu puteam nici să merg de atâta bătut la, și studiat la tobe, să-ți însușești o anumită tehnică care ți se potrivește și cu care, într-adevăr, dacă faci ceva ce nu trece prin tine, nu există transmisia aia și atunci nu mai există nici... farmecul ăla, nici mirajul ăla, nici... De asta trebuie să-ți faci ca și artist să te regăsești și să-ți însușești, să ai un ton frumos la instrument sau să ai ceva care trece prin suflet, prin tine și atunci în momentul ăla să deschid culoarele, da, spre... Na, e foarte interesant ce lucruri care de multe ori nici nu le-am spus. Uite, spuneai de atâtea interviuri, dar nu... Depinde
de stare și de asta, că exact. Sunt foarte multe de poveste, îți dai seama. Cred că așa e și cu muzica. Depinde de stare, depinde de moment, depinde de oamenii pe care îi în fața. Bine, ta. La un moment dat, sigur că noi hiturile alea se cântă de zeci, de sute, de mii de adevărat, ori. Adevărat, dar starea este diferită, starea presupun. Starea este diferită și trebuie să te regăsești de fiecare dată, că la o piesă de teatru în care dai aceeași replică de sute de ori, de mii de ori. Dar dacă trece prin tine, aia e satisfacția, aia e satisfacția până la urmă. Da. Domnul Țăndărică, mergând așa în căutarea timpului de altă dată, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că este important să fii omul potrivit la momentul potrivit și dacă în cazul dumneavoastră a fost așa, dacă a fost un moment definitoriu care v-a schimbat viața sau traseul continuitatea, vieții. Continuitatea. Cum spuneam, să ai coloană vertebrală și să ai o integritate și totuși și un moral. Dacă găsești asta, poți să ai și continuitate în orice faci. Dar continuitatea asta are foarte multe ramificații. Eu sunt omul care, pentru a-mi reîncărca spiritul, sufletul, karma, aura de a mă regăsi, de foarte multe ori a trebuit și azi la început. N-a fost greu? Nu a fost foarte greu? Încercările, acolo e încercarea. Asta înseamnă să lași să lucreze. Acolo e încercarea. Ai curaj să mergi mai departe, ești binecuvântat și ți se deschid iarăși drumurile. Asta este și o refrișare mentală. Pendula asta fucoică. Capacitatea asta de a o lua de la capăt mereu și mereu. Da, asta e o refrișare, îți dă un reset. Vezi lucrurile iarăși altfel. De asta spun, continuitatea asta nu e o plictiseală, e dimpotrivă, e plină de surprize. Da. Și ca să e și o răsplată cumva de la Dumnezeu, să ai forța asta să te ridici de fiecare dată și să te reinventezi, să te recreezi o ceva. Așa da, este. E foarte interesant să observi lucrurile astea, în primul rând, să stai cu tine și să ai o conversație cu eu-ul tău, știi? Să vezi care e direcția, să-ți propui ceva care să... Și e frumos, adică orice îți propui să lași să aibă și binecuvântare, să lași timp să se dea să răbdarea și în Biblie. Să ai răbdare, foarte importantă. Mulți spun, păi, dar am îmbătrânit. Da, trăiește-ți clipa de fiecare dată, bucură-te de orice, dar dacă nu a ieșit ceva, ai răbdare și oricând poți să reușești ceea ce ți-ai propus. Așa este. Apropo de performanța în muzică și de muzica bună, vreau să mă reîntorc puțin. N-am început cu lucrul ăsta pentru că am zis să fie un interviu puțin mai atipic, să discutăm așa despre alte lucruri, prima dată, despre fenomenul Phoenix. S-a tot vorbit, se tot vorbește, este o poveste, este o legendă, așa a fost și așa va rămâne. Vă este dor de tot ce a însemnat Phoenix? Nu. Nu. În momentul în care eu am luat altă direcție și m-am resetat, cum am spus, nu, sunt amintiri frumoase, sunt lucruri plăcute, lucruri care fac parte din viața mea. Respect toată atmosfera aia, câteodată mi-amintesc cu plăcere. Eu sunt un tip care merg mai departe, aici e o problemă. Nu trăiți în trecut. Mamă, nu trăi în trecut, am făcut chiar și o piesă așa. Prin anii 90 am și filmat-o la o televiziune, un clip. Da, nu sunt un... vizionar. Eu am o pre... merg, eu mă împing cumva, cum am spus că mă... Vă resetați. Nu mă repet. Nu. Reseta... E pur simove. Tot timpul stai să te... da, nu te că am acum un lapsus. Singur, din forțele proprii, să te remontezi să poți să mergi mai departe. Știți de ce vă întreb? Pentru că foarte mulți oameni care v-au perpetuez, iubit... Perpetuez, ăsta e cuvântul. Da. Mulți oameni care v-au iubit, care au iubit formația Phoenix, se gândește așa la o reîntâlnire, regrupare... Nu cred că o să mai aibă loc. Au fost niște momente
când s-au gândit între ei, e mai foarte greu. Fiecare are personalitatea lui, fac lucruri diferite. Acum, muzical, nu știu dacă ne mai întâlnim, dar eu apreciez foarte mult ce face Nicu. Duce mai departe numele cu niște instrumentiști tineri care doresc să facă și ei un album, nu neapărat să cânte după ce au învățat, după noi, aia care am făcut împreună piesele, să poată să... Am înțeles că Nicu are o piese pentru Vlad Țepeș, un nou album cu ei, asta înseamnă să etalezi și să mergi mai departe, până la urmă, în viziunea mea. Dar se va întâmpla, adică este un lucru foarte bun, iar Nicu, asta e viața lui, Phoenix. Altceva, dacă e asta... Ce ați învățat? I-ai luat viața, da. Ce ați învățat unii de la alții? Ați fost, așa cum spuneați, niște oameni care s-au întâlnit, are căror drumuri, la un moment dat, a luat o traiectorie diferită. Da, niște oameni, probabil, cu caractere diferite, da, cu un fel de a vedea viața diferit și cu toate acestea, da, niște lucruri v-au unit. V-au unit muzica. Foarte puternic detașat unul de celălalt, de gândirea celălalt, de... Nicu fiind un berbec, el are viziunea lui și e tenace în ceea ce face, chiar dacă... Da, dar, cum spuneam, diplomația și spiritul ăsta mai conciliant, cred că ar fi benefic pentru foarte mulți dintre noi. Da, și Marius Tuc a vrut să facă, cumva a încercat să ne adune, să găsim un consens, în sensul un consens, în sensul giratoriu, da, să ieșim și să ne adunăm cumva pe... Cine știe, niciodată să nu spui direcție. Niciodată. Asta este adevărat, dar nu, după cum văd eu lucrurile, nu cred că sunt fiecare cu proiectul lui personal, cu viața lui, cu... Au și o vârstă, colegii mei sunt puțin mai mari decât mine și... Da, în sfârșit, fiecare trebuie să știe ce face până la urmă. Corect. Apropo de, că tot ați amintit de domnul Nicu Covaci, voiam să vă întreb, în calitate de om care l-a cunoscut, de prieten, ce părere aveți despre faptul că nu a fost admis în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor? Asta nu e un lucru foarte bun pentru imaginea noastră ca și popor. Tocmai asta spuneam, el nu cred că mai are nevoie să-și demonstreze după ce am... O viață întreagă am avut hituri, s-au cântat hituri, compoziții, generații întregi. A fost un simbol al libertății. Noi suntem un simbol al libertății cu Fuga care a fost. Ar fi trebuit să nu mai fie pus să dea examen sau ceva și să fi găsit o soluție unde să-l accepte ca și compozitor și... Bine, el este la Uniunea Compozitorilor, cum sunt și eu, cum e și colegii mei, Baniciu, Capăl, fiecare piesele care le-am compus și care le-am cântat și concertele televizate și alea, astea sunt piesele date la Uniunea Compozitorilor. Nicu e din anii 70-60 și de când a început cu Phoenix, cu piesele, cu cine a făcut textul, cine a făcut muzica, cine a făcut orchestrația. Da, acolo există o problemă, că există CMR ADA care are un statut și adică membrii. Exact. Eu nu sunt membru cum a vrut el să fie, că m-a întrebat de câteva ori, dar tu ești? Nu sunt, nici n-am vrut să dau examenul ăsta, nici să încerc, nici să nu încerc sau să încerc, nu m-a interesat. Am cu totul alte preocupări. El a vrut, îi se dă o pensie acolo, ți se mai dă, ai niște avantaje din oala comună, niște bani, ce știu eu. E, și nu vreau să aprofundez subiectul cum mai departe, că corect, acolo sunt niște, sigur, ce știu eu, sunt niște compozitori vechi, oameni care au terminat conservator, care au făcut studii astea de compoziție. Sunt niște oameni din juriu ăla, totuși, care, știi, nu pot să... pianiști, orchestratori mari, compozitori, da, dar ar fi trebuit să se găsească o soluție să fie acceptată. Dacă vorbim de Nicu, în cazul ăsta, el fiind un simbol al... Adevărat, adevărat. Un om care a cântărit românești și cântărește și duce mai departe, da, spiritul aici, acestei muzici. Aici a fost puțin o discrepanță care eu o văd. În rest, mai departe,
Scrie în carte, da, mai departe. Da, ce să... Domnul Țăndărică, spuneați într-un interviu că fiecare lume, lumea are un circuit al ei. Iar eu voiam să vă întreb, care este circuitul din bucata de lume a lui Ovidiu Lipan Țăndărică? Cum e lumea dumneavoastră? Dragă Mara, vreau să spun că ai pus o întrebare care îmi așteptai un răspuns, nu știu la care era, vreau să-ți răspund că nu știu. Nu știu. Cu viața mea cu ceva, nu da, știu mai ținut da, care da, era. Da. Și, a, cu drumul, cum am ajuns eu? Exact. Și continuitatea și așa, spus că nu știu. Este, într-adevăr, nu știu. Când ești ghidat de un har și o lumină și asta, trăiește ceva în tine care spune ce să faci. Există ceva care te îndrumă. Cum ar fi, o, am mai spus eu odată și m-a apucat să râsul, am dat un interviu și a și apărut, că comunic cu o entitate avatarică care îmi transmite ce să fac, că, cum va fi. Cum e asta cu inteligența artificială, este da, da, drumul cel bun. Da, da. Nu știu, chiar nu știu, pe bune. Nu, nici... Deci vă lăsați așa condus, ca să zic, de ceva nu, ce este peste porta dumneavoastră. Absolut. Și poate de asta îți găsesc și liniștea, și ai și plăcerea. Ce-ar fi să mă înrăutăți, să nebunesc și să vreau să fac, să dau în judecată, să mă cert cu ăla, să mă zbat cu ăla, într-o lume care din ce în ce mai mult este inflamată în sensul ăsta. De care e sensul? Dacă poți să fii relaxat și lucrurile cu răbdare merg, ca și artist n-a fost nimeni foarte bogat, să știi. Mari artiști, după aceea au fost. Exact, nu știți, adică după. Au fost băgați în seamă și lucrările. Ne-am amintit de ei. Da. La ce lucrați acum? Ce proiecte aveți? Păi am făcut, în ultima vreme am avut acel concert cu Terra Nova, Renașterea Spiritului la Cluj, cu Opera din Cluj, cu Maia Morgenstern, cu Ina Baian, soprană, cu Florin Estefan, bariton, directorul operei din Cluj, niște oameni extraordinari, un dirijor tânăr, foarte talentat. Acum am mai luat așa și da. Auzisem ceva de un concert în iunie? Sau am citit undeva? Pe 24 iunie, dacă nu mă înșel? Unde să fie asta? Că nici eu nu mai știu. Radu Groza se ocupă de tot ce înseamnă terminele concerte mele, tot ce e. Și știu, totdeauna comunic cu el când e ceva, puțin înainte pentru repetiție, pentru asta. Că și el are foarte multe, face acum Chris Norman la Cluj concertul, a făcut Bonnie M și nu mai știu ce trupe a fost acolo. Cu el am fost în America cu anii 80, discoteca cu Dr. Alban, cu Ace of Base, cu nu știu, o echipă întreagă, concert pentru americani. Da, da, da. Da, și se ocupă de asta. Acum nici nu știu care unde ar fi, dacă știi ceva. Nu, citisem doar așa, da. La nivel de informații. Da, o să fie o să fie mai multe evenimente acum în primăvară. Eu de Paște o să fiu la Suceava cu fanfara din 10 prăjini și cu toacele, cu bude toace. Momentul de liniște și de relaxare de liniște, al dumneavoastră. De vierea Domnului cu un coral de călugări, un cor cu... Da, în sfârșit. Da, și Terra Nova vrem să-l punem iarăși în scenă. Cu o orchestră mai mare, cu un cor mai mare. Asta l-am făcut în timpul pandemiei, știi, la Cluj, pe deal, pe asta, 2 metri distanțare, cu măști. Normal. Foarte normal. SF a fost momentul. Vrem să-l facem la Timișoara, să vedem. Și mai multe proiecte care avem America în octombrie deja. S-a rezervat Kennedy Center la Washington DC. Deci aveți... Da, aveți dar timpul nu, eu nu mă ocupat de muzică. Eu nu sunt să fac concerte, să vine, să... Așa ceva nici este inexplicat. Poate că de asta am și liniștea asta și sunt împăcat cu tot ce se întâmplă. Nu, și cred că este și roadele muncii de până acum, pe care într-un fel, se întorc către dumneavoastră. Haideți să fim sinceri. Undeva, da, că este și o... Da. Un revers al medaliei. Da, e muncă, muncă, muncă este. Și după... Și simți acum că, da, chiar... Avem un proiect cu Stelu Enache, cu o piesă superbă, cu Gheorghe Zamfir. A, și da, un text de ăsta puțin ironic, așa, și foarte interesant. Diferite proiecte care... Concertele, iarăși, o să fie și cu Stelu și cu
vreau să fac evenimentul ăsta din America, să fie multicultural, să reprezinte multiculturalitatea din România, cu Stelul Enache, cu Rona Hartner, cu Suflători, cu Buzuchea, cu astea. Am așa o idee de concert. Că mi-au spus că o să fie 80% senatori americani. Au, și o parte din, importantă. Nu e pentru, neapărat pentru noi. Și cine, da, că nu e cu intrare, o să fie un concert ceva special. Ceva mai exclusivist. Pentru... Da, da. Este ceva ce ați vrut să faceți în muzică până acum și n-ați făcut? Un deziderat pe care nu l-ați atins? Nu, am cântat și cu Raul Cusac, cu keyboard și tobe la Hard Rock Cafe, în doi. Am făcut, nu știu ce aș mai putea, am făcut niște show-uri cu Gheorghe Zamfir la grădină la Stelu, unde cântam muzica ancestrală, a fost o creație pe moment, e pe YouTube, cearta 1, cearta 2, cu niște incantații, cu ceva care nu-i vezi în niciun concert, deci... am făcut toate nemâine. Și ne distrăm și ne simțim bine și rămânem într-un ambient plăcut, că asta este important. Până la urmă, ce oferi asta ți se întoarce. Este loc de regrete în viața lui Ovidiu Lipan Țândărică? Mai așa ceva, sau sunt eu mai tembel, sau am uitat multe lucruri care nu m-au interesat. Dar nu am niciun regret. Sunt ca nou născut. Asta e foarte bine. Regret că n-am aia, că n-am făcut aia. Exact, e o listă întreagă. Dacă aș fi putut să fac... Să mă plâng. La mine nu există așa ceva. Nu. Da. Cui? Și cine o să te... Nu vezi că totul e atât de împărțit. O parte te jură, o parte te aclamează. Da. Este incredibil ce se întâmplă cu noi. Da. Da. La finalul interviului o să vă rog să transmiteți un mesaj oamenilor care îl îndrăgesc pe Ovidiu Lipan Țândărică, care îi ascultă muzica și care se bucură de prezența dumneavoastră. Da, bucurați-vă de ori fiecare zi. Suntem într-un vortex în care, dacă nu ne găsim o preocupare cu mintea și cu sufletul, să ajungem într-un consens cu noi înșine, vom avea de suferit. Eu cred că singurul lucru este să ne mulțumim că putem să creiem, că avem șansa să fim împreună dacă vrem. Avem șansa să creăm o unitate și o forță românească. Aici e marea bătălie. Și practic, nu doar teoretic. Absolut. Depinde ce alegem. Sunteți un om de poveste, sunteți o poveste de om și vă mulțumesc că mi-ați acordat privilegiu să avem această discuție. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați urmărit interviul nostru. Până data viitoare, rămâneți cu gândul la noi.